Bine v-am regăsit! Astăzi filmez favoritele ultimei perioade, mai exact așa m-am gândit la a vă propune câteva produse pe care le-am folosit foarte des în această perioadă de început de primăvară. Oricum, cred că ați observat și voi, primăvara asta este destul de capricioasă. În aceeași zi avem și temperaturi de 20 de grade, dar seara ajungem și la 2-3 grade, ba plouă, ba e soare, și am zis să vă arăt cam ce am folosit eu foarte des în această perioadă și ca atare le pot numi favoritele acestei primăveri. Bun, hai să vedem. Primul rând, să vă spun un pic despre regula la care m-am gândit eu de acum să o aplic la clipurile de acest tip, adică de tip favoritele, să fie maxim 8 produse, pentru că altfel o să ajungă clipul la jumătate de oră și cu siguranță va fi plictisitor. Iar astăzi mi-am propus să aleg două produse pentru îngrijirea corpului, două produse pentru îngrijirea tenului și trei produse de machiaj, și cam astea să fie toate, pentru că altfel facem filmul foarte lung și n-aș vrea să adormim aici în fața YouTube-ului. O să încep cu cele pentru corp. V-am spus că în ultima perioadă încep să investesc mai mult și în cremele de mâini, pentru că și pe mâini se văd rezultatele trecerii timpului. Și am descoperit aceste creme de mâini de la Clarins încă de anul trecut, numai că făceam ce făceam, cumpăram și făceam cadou. Luam o cremă de asta de mâini și acum am zis gata, pe asta, pe următoarea pe care o cumpăr o păstrez pentru mine, și de când am luat-o o folosesc zi de zi, îmi place foarte mult. Zice că are parfum de frunze de portocal, în fine, nu știu, de parfum, în fine, sunt mai puțin atașată. Îmi place foarte mult ca textură și îmi place că lasă și un mic film protector, mai ales pe zona asta. Simt, mai ales dacă mă duc și mă spăl pe mâini, încă rămâne o senzație aici de hidratare, o senzație ok. Tot pentru corp am folosit foarte des în această perioadă laptele de corp de la Aven Trixera. Este de fapt mai mult decât un lapte de corp, este o cremă care se poate folosi și pe față și pe corp. Să zic așa, este o cremă multifuncțională, este un lapte Nutrifluid, Le Nutrifluid sau Nutrifluid Lotion, pentru piele sensibilă și uscată, și poate fi folosită de întreaga familie. Opa, dacă ar și focaliza ar fi minunat. Bun, da, deci e o cremă concepută pentru întreaga familie. Mie mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, pe călcâie, ceea ce nu mă așteptam. Terminasem crema de picioare, mi-a plăcut foarte mult aceea de la Sabon și am terminat-o, și până sunt cumpărat, zic, hai să o folosesc pe asta, și am fost atât încântată încât a rămas în continuare și am continuat să o folosesc și pe corp, și este foarte, foarte ok, foarte soft. Foarte soft, dar în același timp cu efect. Mă dau, de exemplu, seara pe mâini sau pe corp, pe picioare, și încă dimineața când mă trezesc am pielea ok, ceea ce la mine nu se întâmplă întotdeauna. Menține într-un fel, menține hidratarea. Mi-a plăcut foarte mult când am mai plecat la munte sau mai ieșit din București. Pe aceasta am preferat să o iau în valiză pentru că făceam cu ea o grămadă de lucruri. Bun. Astea sunt de corp. Pentru ten, de când am cumpărat Emulsion Number 1 de la Sensai, o folosesc aproape zilnic, de două ori pe zi. Vedeți și voi că s-a consumat din ea, dar mie mi se pare că va fi spornică. Cred că o să-mi ajungă liniștită până în vară. Îmi place foarte mult ideea aceasta de emulsie, și anume, de obicei ne spălăm pe față, ne demachiem și, da, rutina spune să aplicăm un ser, apoi cremă. Mie toată crema parcă mi se pare prea grea, și cei de la Sensai au acest ritual dubla curățare, dubla hidratare. Și practic, da, hidratarea finală trebuie să vină în trepte. Este exact cum mâncăm și noi, cam așa își preia și pielea din exterior ce are nevoie, că majoritatea lucrurilor de care are nevoie pielea le ia din interior. Dar din exterior tot așa, nu să punem cu polonii, cu între ghilimele, o cremă foarte grasă sau foarte, să zic, onctuoasă. Merge uneori și e bine să gândim că și pielea are nevoie de să primească lucrurile așa, treptat, cu lingurița. Și atunci, după ser,
sau chiar nici nu mai aplic ser, pun întâi această emulsie și abia apoi vin cu crema clasică de zi și să știți că altfel se menține hidratarea pe ten. Un produs mai nou pentru mine din toate punctele de vedere este acest ser cu niacinamid, booster se cheamă, cu niacinamide de la Paula's Choice sau Paula's Choice. De ce mi-a plăcut acest produs? Îl pot adăuga într-o grămadă de alte produse de îngrijire, l-am adăugat inclusiv în această emulsie de la Sensai, se combina absolut cu orice, că este practic ca o apă când îl este incolor și este foarte lichid, dar nici nu cred că voi remarcați mare lucru. Dar această niacinamidă, care este practic o vitamină, vitamina B, chelcășoz, am uitat exact care, B, în fine. Dacă o să vă uitați, căutați pe Wikipedia sau chiar pe site-ul Paula's Choice, unde sunt acolo indexate ingrediente și mai departe, o să vedeți că este un ingredient foarte util și care are capacitatea să hidrateze și să pregătească oarecum tenul să primească și altfel produsele de îngrijire, în așa fel încât lucrurile să se întâmple pe bune, pentru că de multe ori aplicăm creme pe față care rămân acolo la suprafață, la suprafața chiar a epidermei și nu se întâmplă mare lucru, nici măcar nu au, sunt unele creme care nici măcar nu au capacitatea să ajungă măcar să hidrateze toată epiderma. Deci am înțeles eu, sunt între 20 și 30 de straturi de celule epiteliale care ideal ar fi măcar pe alea să le hidrateze o cremă. Ei, sunt creme care nu reușesc să facă nici asta. Iar cu acest booster, practic, hidratarea și îngrijirea pielii merge și mai in depth, mai în profunzime și anume se ajunge chiar și la derm, ceea ce este minunat să ajungă acolo această vitamină. E un produs pe care l-am primit din partea celor de la Paula's Choice România și printre foarte puținele produse am mai folosit până acum doar un singur alt produs de la Paula's Choice, un ulei de corp, cred. Am mai avut niște miniaturi cu acele exfoliante pe care nu m-am simțit foarte ok cu ele și atunci nu am continuat să le folosesc. Bun. Deci nu sunt, nu fac parte din seria împătimitelor după Paula's Choice. Să trecem la produsele de machiaj. În perioada asta am folosit foarte mult acest produs de la Academy. Este un produs, să zic așa, 2 într-unu și hidratează zona ochilor, dar și acoperă. Este un fel de anti-cearcăn, contur de ziua, anti-sernă, dar nu are doar... că nu mai focalizez, da? Nu are doar acel efect strict cromatic, chiar este plăcut și hidratant și pot să spun că îmi place chiar mai mult decât concealerul pe care vi l-am mai arătat eu cu altă ocazie de la Clarins. Ăsta este hidratant, plăcut, este practic ca un BB cream pentru zona ochilor, dacă aș putea să-l numesc așa, și oricum produsele la Academy sunt produse profesionale, au un pic altă consistență și altă acțiune pentru piele. Mi-a plăcut foarte mult, l-am folosit foarte des în perioada aceasta și recunosc că au fost zile când am folosit pe toată suprafața tenului în loc de fond de ten. Nu știu dacă am făcut bine, dar se vedea atât de bine și se simțea atât de bine încât am zis, wow, de ce să nu-l folosesc pe toată suprafața tenului și așa a mers. Pentru că vă spun mereu că toate produsele cremoase trebuie fixate cu pudră și sunt multe dintre voi care îmi spun, mamă, dar pudra e grea, se vede, se adună liniile fine. Cu ocazia asta ating și un subiect pe care vreau să îl dezvolt într-un alt clip și anume produse de high-end pe care chiar merită să dai banii. Am făcut pe acest subiect și Mademoiselle Loren un clip, să intrați pe canalul ei și să-l vedeți acolo și de acolo mi-a venit ideea, zic, da, stai un pic că sunt niște produse de high-end care chiar își merită banii și aici este vorba de perlele meteorit. De pudra meteorit de la Guerlain. De câte ori v-am mai arătat-o sau v-am mai povestit despre ea, nici nu mai știu de câte ori. Și am mai multe, cred că am vreo 3 sau 4, nu mai știu. Pe lângă faptul că dacă miroase a violete, este o pudră extrem de fină. Se ia o pensulă mare, se mișcă acolo printre perle și se aplică pe ten. Este ca un voal, chiar ca un voal. De multe ori eu când o aplic chiar nu sunt foarte sigură și vin foarte, foarte aproape de oglinda care mărește ca să fiu sigură că s-a aplicat peste tot.
Este un produs pe care chiar îl recomand celor care sunt în faza în care se gândesc, băi, are sens să investesc, să nu investesc cu acest produs, nu ai cum să nu vezi cam ce înseamnă cu adevărat calitatea unui produs de high-end și mai ales ce înseamnă și calitatea produselor iconice de machiaj, pentru că Guerlain Perlele de la Meteorit nu este un produs inventat acum repede, cum din păcate se întâmplă în această perioadă, se fac foarte multe produse doar ca să fie făcute. Cred că o să fac și un clip pe tema asta. Ăsta chiar e un produs care cred că va rezista următorii 100 de ani, pentru că este minunat. Este o pudră foarte fină, foarte plăcută. Îți setezi machiajul, fixezi și parcă și uiți de ea. Dacă ar fi acum să mă întrebați mine ce aș alege între Caron, pudra, celebra pudră de la Caron și Perlele de la Meteorit, mi-e foarte greu, pentru că și aceea este minunată, este superbă și pudra de la Caron. Dar înclin un pic spre asta, pentru că n-am știți afinitatea pentru Guerlain și nu mai spun nimic. În materie de blush-uri, există un blush de la Dior care îmi place de foarte multă vreme. Este cel, cum îi spune, Rosy Glow. Este un roz care aici pe probabil în imagine pare un pic țipător, rozul acela bombon, dar nu. Eu acum, de exemplu, l-am pe ten. Îmi place foarte mult pentru că este exact de efectul ăla de îmbujorare parcă naturală. Bineînțeles că eu nici natural când mă îmbujorez nu am așa culoarea, dar este ca îmbujorarea aia din filme, al albă ca zăpada. A venit prințul și arătăm într-un mare fel. Deci exact senzația aceea mi-o dă când aplic acest blush. La fel este un produs iconic de la Dior și intră tot în seria produselor pe care le-aș recomanda oricând celor care vor să investească în produse de machiaj. El vine și cu o pensulică aici, dar eu am scos-o pentru că prefer să folosesc pensulele mele. Și pentru că tot veni vorba de pensule, știu că sunt tot discuțiile astea cu produsele fake, că nu sunt ok, că nu sunt bune, totuși la capitolul pensule sunt deja la nu știu câta comandă de pensule, care da, nu neapărat că sunt fake, n-au niciun nume pe ele, dar se vede clar că imită niște pensule pe care le știm. Și eu sunt foarte mulțumită, deja mi-am comandat două sau trei seturi, da, și mai am comandat la bucată cum ar veni. De pe AliExpress, o să vă las link în descriere exact pe cele pe care mi le-am comandat. Acestea sunt deja cam folosite și îmi place cum se mențin, pentru că deși le-am spălat și le-am curățat de atâtea ori, aceasta de blush este încă puțin murdară. Că am luat-o efectiv, am luat-o din locul unde îmi țin pensulele pe care le folosesc de zi. Acestea sunt noi nouți, abia au sosit, sunt practic surioarele acestora. Sunt foarte fine. Se mențin foarte bine la curățat, se aplică foarte frumos cu ele, cel puțin cu astea de blush. Reușesc și eu să fac niște lucruri. Mie nu-mi plac pensulele de blush prea mari, pentru că eu am oricum o față mică și atunci am nevoie de pensule și mai mici. Plus că ele arată într-un mare fel, iar un set de ăsta este până în $10, deci până ceea ce înseamnă 50 de lei. Sunt câte pensule vin, ați așa, astea toate. Încă mai am punga, pentru că pe acestea încă nu le-am scos, pentru că le-am pe cele vechi. Dar îmi iau mereu pensule pentru că murtăresc și să am mereu curate, știți cum e. Și cam astea au fost favoritele mele de primăvară. O să mai revin cu acest gen de clipuri. Dacă voi aveți alte curiozități strict despre aceste produse, lăsați-mi comentariile aici jos. Dacă v-a plăcut, like, share, thumbs up și ce mai știți voi. Dacă nu, bineînțeles, criticile și reclamațiile se primesc tot în căsuța de comentarii. Și până data viitoare să fiți sănătoase și foarte frumoase!